Un subiect de multe ori ocolit sau făcut de ochii lumii. Din păcate, în lumea în care trăim, faptele bune sunt tot mai rar întâlnite, deoarece cursul lumii parcă a luat-o într-o direcție total greșită. Studiile au demonstrat că faptele bune sunt benefice și pentru cei care le fac, nu doar pentru aceia asupra cărora sunt direcționate. Au un efect pozitiv asupra psihicului înfăptuitorilor și de fiecare dată când le facem, avem un sentiment de împlinire și de satisfacție. O acțiune pozitivă care răspunde unei nevoi făcută la timpul potrivit cu atitudinea potrivită, cu un rezultat pozitiv. Practic, aceasta este rețeta unei fapte bune care să aducă bucurie și celui care o face. Mai fac românii fapte bune? După părerea mea, cred că da. Cred că da. Sunt destui care au suflet și se gândesc la aproape. Care ar fi ultima faptă bună pe care ați făcut-o dumneavoastră? Ce să zic? O zic în tăcere, nu mai spun. Cum vă simțiți când faceți o faptă bună? Mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine. Mă simt că am sufletul deschis, larg și... mă simt bine. Bunătatea atrage după sine o altă faptă bună și totul poate evolua rapid într-un lanț de manifestări pozitive ale oamenilor. Mai fac românii fapte bune? Da, eu cred că da. Care ar fi ultima faptă bună care ați făcut-o dumneavoastră? Ieri am dat o pâine la o bătrână. Ia. Eu nu sunt din zonă, dar la mine acolo. Și cum v-a făcut să vă simțiți acest lucru? Nu știu, cred că nu m-am simțit într-un fel anume, dar... Fac în mod frecvent treaba asta, deci nu mi se apare un gest ieșit din comun a da o pâine sau o sticlă de apă sau orice altceva. Mi se pare un lucru normal și ar trebui să facem toți așa ceva. Când fac fapte bune, cei mai mulți români se îndreaptă către oamenii străzii, pe care îi văd zi de zi, arată un studiu realizat în această lună, la care au participat peste 1000 de persoane din mediul urban. Care e ultima ta faptă bună pe care ai făcut-o? Am ajutat un om sărac. În ce sens? Păi, pur și simplu, le-am luat ceva de mâncare de la un market, habar n-am. Așa fac de obicei când văd, nu știu, când văd... Și cum te-a făcut lucrul acesta să te simți? Păi, m-am simțit bine, fiindcă am ajutat mai multă lume și mi-am dat seama că nu trebuie să fim răi cu oamenii din jur. Mult mai puțini români oferă timp, fac voluntariat pentru cauze sau donează sânge. Ambele implică un efort mare, însă nu costă. Asta arată că a face bine nu este doar despre bani de multe ori, ci mai degrabă despre dorința de a ajuta pe cei din jur. Pe mulți îi oprește însă neîncrederea. Majoritatea participanților la studiu cred că societatea românească este bazată pe răutate și invidie și nu au încredere în cei din jur. Mai fac românii fapte bune? Nu. Pentru că există propriul interes. Și propriul interes înseamnă eu și atât. Eu am ajuns să-mi dau seama după o viață de carieră și o viață de familie că toată lumea are un scop. Să-mi fie mie bine și cât se poate aproape lui meu. Restul nu mai contează. Gelu Duminică, sociolog. În momentul în care dăm celuilalt, cum zice și Biblia, nu dăm neapărat celuilalt, ci dăm lui Dumnezeu și nouă înșine. În condițiile în care suntem conștienți că ceea ce avem astăzi nu se datorează numai muncii noastre și ar trebui să fim conștienți că suntem privilegiați.